Pentru al șaptelea an consecutiv, la Sala Sporturilor din localitatea Brăiești, Comuna Cornulungii, a avut loc Festivalul Produselor Tradiționale, la care au participat numeroși producători locali. De la produsele de stână până la cele apicole, producătorii locali au adus toate bunătățile din partea locului, dar și din împrejurimi. Bune! Bune, într-adevăr, oameni gospodari. Ce ați adus astăzi? Văd mai multe specialități? Da, e carș, oaie vacă, telemea cu semințuri, mirodenii, telemea simplă, brânză în uleiuri, tot cu semințe, cu mai multe semințe, cu mai multe uleiuri. Și cam atât. În mână ce aveți dumneavoastră? Am o pălincă de gutui, are 2 ani vechimii și este la 48 de grade. Vă recomand cu drag. E ceva rar, dar foarte bun. Am oaie înjântuit, gulaș și balmuș. Aici la ceaun și la masă avem caș, de oaie urdă, tocană, sloi. Toate de la stâna dumneavoastră? Da. Unde vă aveți stâna? Aici, în Cornulungii, comună. În cadrul evenimentului au fost acordate peste 30 de titluri de cetățean de onoare, între care 33 au fost pentru preoții originari din comuna Cornulungii. În același timp au fost premiate și 21 de cupluri care au împlinit anul acesta 50 de ani de la căsătorie. La eveniment au fost promovați nu doar producători locali, ci și artiștii din comuna Cornulungii. Astăzi mi-ar de te mătuce să ne prindem, frate Cruci! Frate Cruci, ne prindem și pentru că se jucăm! Între invitați s-au mai numărat Cătălina Alexa, Ancuța Corlățan, Daniel Pop, Taraful Fraților Năstase, Leonard Zamă, Viorica Macovei, Maria Luiza Mih și cetărașii din Maramureș. Omul sfințește locul. Dumnezeu să vă dorească putere în continuare. Să uitați cât de mult vă iubesc oamenii. Oamenii vă susțin, dumneavoastră susțineți prin toate proiectele și demersurile dumneavoastră. Să vă ajute, spuneam, Dumnezeu în proiectele comunitare, în cele personale,
și să fiți înconjurați de oameni cinstiti, oameni cu credință în bunul Dumnezeu și cu siguranță ceea ce faceți pentru noua generație, pentru copii și ce-mi povesteați și ceea ce am văzut de-a lungul timpului este, cum să spun, o pecete pe care vă puneți că viitorul va suna bine, că vom avea oameni destoinici, că tradiția noastră bucovineană nu se va pierde și până la urmă asta este comoara noastră de mare preț. Credința, dragoste de țară și muzica noastră tradițională. La eveniment au mai participat și membrii ansamblului folcloric Voievozii din Bogdan Vodă, județul Maramureș. Cu acest prilej, comunele Cornulungi și Bogdan Vodă s-au înfrățit. Înmânăm acordul de parteneriat al comunei Cornulungi cu Bogdan Vodă și să dea Domnul ca această înfrățire să ducă numai la rezultate bune și foarte bune. Poftim diploma și acordul de parteneriat. Vă mulțumesc din suflet. Din partea comunei vă dăm simbolul acestui festival, care este o vază pentru flori și acasă să o aveți mereu pe masă cu flori și să vă aduceți aminte de Cornulungi. Vă mulțumesc. Să rămână. Și vreau să vă spun că nici noi nu am venit cu mâna goală din Maramureș, noi am adus o trăistuță și o uiagă de horincă. Să rămână. O să gustă la noapte când ajung acasă. Am adus niște copilași urmași ai voievodului Bogdan, care au venit să vă încânte cu un scurt program artistic, strigături, jocuri populare tradiționale de la noi din Maramureșul istoric, Maramureșul voievodal, cum ne place nouă să spunem. Acești copii sunt pentru prima dată aici. Eu am mai fost în urmă cu câțiva ani, în 2018, tot la acest festival, deci mă aflu pentru a doua oară în această frumoasă comună și am așteptat cu mare drag să revin și cu alți copilași care să vadă aceste locuri frumoase. Acum 5 ani de zile, doamna primar a venit cu voievozii din Bogdan Vodă, a fost o primă întâlnire foarte frumoasă și astăzi am semnat împreună cu doamna primar acord de înfrățire, de parteneriat și de aici încolo suntem frați. Felicitări! Cu ce produse din partea locului sperați să o încântați pe doamna primar? Păi sarmalele cu păsat sau cu crupe, sarmalele cu urdă, tortul de la daci, deci turta cu julfă, care l-avem de peste 2000 de ani, balmuș, jântuit și tot ce înseamnă produsele specifice stânii. Și avem foarte, foarte multe produse care fac cinste bucovinii și întregii țări. Festivalul produselor tradiționale a fost organizat de Primăria și Consiliul Local Cornulungi.